În Consiliul Local Lider, la mandate este UDMR, care va avea 10 consilieri, ca și în mandatul precedent. Ei vor fi Peti Ondraș, Novak Zoltan, Modiori Elud, Sazgaș Parbornovaș, Ciki Jolt, Bocoș Levente, Führer Judit, Bocos Soboci, Măzeș Levente, Covaci Loioș. Pe locul 2 este PNL-ul, care a reușit să pună mâna pe 6 mandate. Consilierii liberali vor fi Marius Pașcan, Horațiu Suciu, Dumitru Matei, Teodora Benedec, Vasile Miculi, Pavel Dumitru. Partidul Social Democrat va avea patru reprezentanți în Consiliul Local Târgu Mureș, după cum urmează Papuc Sergiu. Vasile, Bratanović Cristian, Pui Sebastian Emil, Sabo Pop, Aurelian Olimpiu. Să nu uităm de Partidul Oamenilor Liberi, care a surprins după ce a reușit să ia trei mandate de consilier local. Consilierii locali pol vor fi Bălaș Radu Florin, Herman Marc Cristian, Gheorghi Iulio. UDMR este lider în mandate și în Consiliul Județean. Uniunea va avea 15 consilieri județeni în mandatul 2016-2020. Aceștia sunt Broșoi Jombor, Peter Ferenc, Pocorni Lazlo, Col Ciarcaroi, Sobo Arpad, Cep Evo Ondrio, Astoroș Gabor, Cupoș Laios, Totar Belo, Covaci, Mihai Levente, Borto Mihai, Fülöp József, Sobo Albert, Biro József Otilo, Sigarto Jombor István. Partidul Național Liberal cu peste 52.000 de voturi a reușit să pună mâna pe 10 mandate. Consilierii liberali vor fi Cristian Kirteș, Orațiu Suciu, Ervin Molnar, Mara Togănel, Marius Baciu, Nadia Rață, Bânde Eugen, Cergizan Marius, Sâmpălean Dan Ștefan, Gheorghi Ștefan. Tot 10 consilieri va avea și Partidul Social-Democrat după ce a reușit să adune peste 55.500 de voturi. Aleși județului din PSD vor fi Vasile Boloș Dan, cu Ștefan Someșan, Maria Precup, Cosmin Pop, Ioan Florin, Gliga, Alexandru Câmpean, Dinu Socotar, Dragoș Bardo și Olimpia Aurelian, Sabo Pop. Componența celor două consilii va suferi totuși anumite modificări, întrucât ca de fiecare dată vor exista candidați care vor renunța la mandatul lor că au intrat în ambele consilii ori din alte considerente. Vom reveni!